Gregory Tade față în față cu Șemrinet. 6 goluri marcate în campionatul trecut de Gregory Tade din penalti pentru CFR Cluj. Încearcă acum să marcheze primul gol pentru Steaua. Tade față în față cu Șemrinet. Gregory Tade, golgheterul campionatului României în sezonul trecut, așteaptă fluierul centralului, se îndreaptă spre minge. Tade șutează și este gol! Gol pentru Steaua! Într-un interval de câteva minute, Steaua este la egalitate, ajunge la egalitate cu Trencin după ce în debutul repetite secunde echipa slovacă era cea care conducea cu 2-0. Și Rădoi respiră pe marginea terenului. Steaua prinde culoare în obraj de la doi jucători de culoare care marchează cele două goluri ale formației lui Rădoi, Muniru și Tade, cei doi jucători de origine africană. Sigur, emoții pentru steliști la această execuție a lui Tade. Șemrinet a fost aproape de a respinge, dar